După Igor Didorciuc, Mihai Coasă și Gabriel Cherbeleață, în această dimineață s-au prezentat la antrenamentele științei explorări încă doi jucători noi. Americanul Ryan Thompson are 25 de ani și evoluează pe postul de trăgător principal, în timp ce ungurul Andras Tot are 27 de ani și joacă pe postul de ridicător. The team seemed really, you know, they really wanted me. I looked into the team atmosphere and it seemed really friendly and this is what I wanted in a team because you know, how can you play without, you know, having good team chemistry? And the coaching staff really talked to me and, you know, seemed really inviting and welcoming. And it, when looking at it, it seemed like the best decision for me and to make my progress. I don't have team, and in catch commit team, it's end of just playing a junior team in the Hungarian league. And I don't have team. And I find and call to Marius for me, come here in Baimara, and I'm happy this contract and this situation. Doi băieți care au sosit oarecum pe ultima sută de metri, deși Thompson era judecat de mai de mult. Într-adevăr, aveam nevoie de un ridicător, e bine că s-a făcut mișcarea asta, pe tot Andras îl cunoaștem de la Kecskemet, jucăm de mulți ani unii împotriva celorlalți. În ceea ce privește pe Ryan Thompson, el este un centru, a jucat ultima dată în Grecia, la Orestiades, eu sper să ne ajute și să ne îndeplinim obiectivul anul acesta. Foarte probabil știința explorări va mai transfera în zilele următoare încă un jucător. Băimărenii se pregătesc în continuare în sala polivalentă la Scărpană, urmând ca de la mijlocul lunii septembrie să participe la o serie de turnee amicale.